Salutare toată lumea și bine ați găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vă voi povesti, o să fie așa, o să fac foarte multe videoclipuri de genul acesta. Cum face la povești cu Jimmy sau Deep, cum o să-mi povestesc viața, dar nu animat sau chestia asta. Vă spun așa, pe parcurs. Și în viața rea. Cum am început să fac primul și contul meu de YouTube, unde am avut la 270-300 aproape de abonați. Totul a început prin vara lui iulie. În vara? Nu, undeva prin iulie, da. Da. Era vară chiar și... nu știu. Era anul 2016. Mă rog. Era trația aia când am. Ești acum, eu nu mai joc, dar am cunoscut. Și pur și simplu, stăteam în casă, tot ai pat aici. Telefon, aveam un Samsung, nu știu, 5-2016. Și dintr-o dată văd că ți-ai deschis un nou cont de YouTube. Băi, m-am uitat să văd ce acolo. După m-am dus la verișoara mea, că eu sunt la bunici și m-am dus la verișoara mea. Și verișoara mea zicea, băi, ești prost, poți să câștigi bani. Mamă, dacă te duci la Altex, poți să-ți faci abonament, să câștigi bani. Eu eram în mintea mea deja, mamă, să vezi ce bogat mă fac. Frai, leu, vai, mamă, dai seama ce bogat mă fac. Da, de unde? Că, hai să facem primul nostru videoclip. Aveam aparat dentar, dinți erau, ăștia doi din față erau unul aici și unul aici. Și ca să nu-mi îndrepte. Și am făcut ceva genul: salutare, ca să mergi bine, v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Vlad Vasiliu, locuiesc în Brașov. Da, frate, v-am mințit că locuiam în Brașov, dar... Și nu, am zis că locuiam în București, dar m-am mutat la Brașov, da. Și astăzi o să vă arăt cum o să vă jucați cu Kendama ca cerebel, da. Cerebel, exact, fix cerebel. Știam numai să pun doar pe cupe, dar nu știam să fac cu dalea, cu... Dădeam cu bila în cap. Atâta aveam cap dacă îmi dădeam una. Mă rog. Băi, și... Stai să vezi. Postez eu primul videoclip. O vizualizare. De la farme. După asta, încă o vizualizare, nu mai știu la cine. S-au abonat un om, doi oameni, trei oameni. În 2 ani deja aveam 100 de abonați. În 2 ani. Dar i-am făcut foarte greu. Și ce să vezi? Că după am luat muzica aia de unde vii la ora asta, de la Smiley. Și vara mea m-a filmat și eram ceva genul la ușă. De unde vii la ora asta, nici nu știam că să cânt. Îmi zicea ea, știi, eu stăteam cu spatele. Mă rog. Băi, atunci am făcut 2000 de vizualizări și, da, haideți să vă spun cum a fost șters contul meu. Pur și simplu, mă jucam după 2 ani, începusem, nu, 2-3 ani, începusem să postez jocuri, să fac un canal de gaming și nu mai vreau să fie închis canalul deloc, da. Stăteam eu la calculator, mă jucam pe laptop, gaming, am făcut un videoclip de CSGO 58 de minute și 60 secunde, adică o oră, na. Și după eu mă filmam și am băut o bere fără alcool. Dar gen, nu știu cum să vă zic, n-am băut, m-am gustat doar. Și na, o aveam lângă mine, mi-am desfăcut-o, am gustat-o. Stăteam aici, birou era o leac mai încolo și stau, editez videoclipul, că știam să editez atunci și l-am postat după o săptămână. Ne pare rău, acest canal a fost închis și de la Google, v-a șters contul deoarece nu știu ce am făcut. V-am zis prima dată, bă, poate recuperez, măcar o... ce să mai recuperez. Apoi mi-am făcut al doilea canal, unde al doilea canal avea 3-4 abonați într-o lună. Băi, am zis că asta o să meargă. 3-4 abonați o să meargă tare, mă, vezi nebun. Să mă vezi nebun.
Și ăla mi-a fost închis. Ăla... Nu știu de ce a fost închis, habar nu am. Doar că mi-au șters contul de Google și mi-au șters contul de YouTube, da. Și acum am acest canal. Unde aici o să am, 50 abonați aproape. Când postez acest videoclip. Și vreau să vă mulțumesc tuturor. Cum a început toată povestea asta. Iar... Da, și oricum o să le editez în fel să fie și animată asta pe parcurs. Da, da, în episodul următor nu o să știți ce o să vă fac. Nu știți următoarea poveste. Cam atât cu această poveste. A fost una așa foarte scurtă, că nu am avut idee ce poveste să fac. Și...